Salutare! Mulți dintre voi m-ați întrebat de pui femeluței de la Florinel, din pui portocalei, pentru că ea are numele pus așa de către mine. Unde sunt? Împreună cu voi, dacă o să pot să prind femela, o să încerc să verificăm cuibul. Asta e femela de uriaș, o imensă, super blană pe ea. Femela asta de două ori, de fapt primul cuib fătat de ea, mi-a crescut doica, adică aceasta, care se pregătește să fete a doua oră. Și o să vă arăt și primii pui a ei. Asta e unul, aici o femeluță. Asta e din doica cea albă. De aici mai avem un masculaș aici, și încă o femeluță aici. Așadar, ăștia, pui ăștia care vi-am arătat eu, sunt în prima serie a acestei femele. Bun, a mai venit și a doua serie, a stat vreo 4 zile în cuib, după aia a abandonat, pur și simplu. A treia serie am montat-o în același timp cu portocala, cu femela asta. Bun, pui ei, pui femele uriaș, i-am băgat la portocala. Îi putem vedea aici. Ăștia sunt pui femele de uriaș. Ai aceste femele. Iar pui portocalei, îi avem aici. Și ea, într-un final, se dovedește a fi mamă bună, pentru că, pe lângă faptul că are doi pui, mi-e teamă să nu sară, pentru că nebunii ăștia, nu știu ei ce înseamnă. E, ăsta e un pestriț. A dat pestriț pentru că femela, portocala a fost montată cu mascul de Oradea, cu pestrițul de Oradea. Așadar avem, să vi dau aici un pic, să vedeți. Ăsta. Și cel de-al doilea l-a dus pe aici. Bun. Și pe lângă cei doi, i-am mai băgat doi janeți de la din cuibul femele pestriț. Așadar, femela într-un final se pare să fie mamă bună. Așadar, aici avem puișuri. Hai bă, hai, copilul, hai. O băgea. Deci puii sunt ok, sunt în cuib. Janeții provin din acest cuib, de aici. Ea este mama naturală a celor doi janeți. O super femelă pe greutate. Ultima cântărire, 9,5 kg a avut. Femela e în formă maximă. Am zis, am 3 pui opriți din prima serie a ei. Într-adevăr, crescuți de doică, dar sunt pui ei.
Așa. Iar ce am eu la vânzare în momentul de față, am o soră de ei. Niciun caz femeia care credeți, poate credeți unii că este mama cea cu probleme, nu pot să deschid ușa. O avem acolo. Femeia bună. Ușile astea o să trebuiască să le desfac pentru că sunt fixe. Asta e femeia la care o am disponibilă. Bineînțeles, pentru pretențioși. Femeia asta foarte, foarte bine pe blană. O blană închisă. Cea mai închisă dintre surori. Au fost 4 oprite. Din Campion și mama Marius Dobrescu. Ei, una. Cea de-a doua am arătat-o cu pui sus. Cea masivă. Și ea va fi disponibilă după înțărcarea puilor. A treia și poate cea mai bună pe care o am în matcă, în ceea ce privește blana la femele. O super mamă, o femeie foarte ok în toate punctele de vedere. Cea de-a treia și cea de-a patra este plecată la Bistrița. Și din ea mi-am oprit. Am aici o femeluță. Asta din dreapta. Cea de aici. Din luna noiembrie. Și încă un mascul. Cel de aici. Acești doi pui sunt scoși din femeia plecată la Bistrița. Da, trebuie răbdare, ce să zic. Ceea ce privește o femeie, poate ca prima dată să nu-ți aibă grijă de pui. E posibil ca și a doua oară să nu-ți aibă grijă de pui și după aceea să îi vină minte la cap și să fie totul bine și să fie mamă bună. Da, sunt, trebuie răbdare oricum în ceea ce privește uriașul german și nu numai uriașul german, în general iepurile, pentru că sunt diversi factori care poate să facă ca fătarea să nu fie ok sau ea să nu aibă lapte, pur și simplu să urce pe cuib, pui sug și nu au ce. Se întâmplă. Cred că așa s-a întâmplat la a doua fătare cu femeia aia. Pentru că 4 zile au supraviețuit, dar femeia probabil nu a avut lapte. Răbdare, răbdare și iar răbdare. Eu vă salut, tatăl meu.